Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit aici, în regiunea Saskatchewan. Sunt la serviciu și vreau să fac o filmare. Să mulțumesc domnului Geană și domnul de la activistul Buzoian, Geană și cu încă un domn care își sacrifică libertatea, chiar și viața, luptând cu adevărații infractori, cu adevărații, cum să vă spun, pentru că ceea ce m-a șocat tare este, cum să vă explic eu, e ceva foarte bizar, e ceva foarte care nu pot să-mi imaginez că în secolul 21, în anul 2021-2022, practic încă noi mai avem instituții ale statului care funcționează exact după cum vor ei. Și nu e de mirare pentru dragii mei, dragi patrioți, domnul Geană și domnul Altu, m-am uitat cu tot voi numele dumneavoastră, ăștia doi activiști care chiar ați mers în multe locatări și vă urmăresc pe YouTube, pe canalul de YouTube. Chiar și la serviciu, în pauza de masă, stau și urmăresc clipurile dumneavoastră. Pentru că e cel important de a spune unei țări întregi, unor oameni care nu-și fac datoria, care nu-și fac meseria, care nu sunt la, cum să vă explic eu, deci, pentru că la noi în România, vă explic eu, foarte mult se întâmplă aceste neilegalități, este din cauza corupției, din cauza faptului că nu avem instituții care să lucreze cu cetățeanul. Și chiar am văzut câteva clipuri la domnul Geană, la activistul Buzoian, și m-a șocat faptul și am văzut că niște prieteni mei canadezi din Canada, deci din America de Nord, că am vizionat filmulețele și le spuneam, bă frate, nu le vine să creadă, nici măcar în filme de la Hollywood nu se întâmplă așa ceva. Și acum trebuie să spun că da, domnilor, numai în România se poate întâmpla abuz, numai în România își fac legi, își încuie primăriile, își fac chestii de genul ăsta. Acum să spun, mai cunosc niște cazuri, ca și eu urăsc corupția, urăsc toți ăștia mizerabili care din cauza lor noi suntem acolo pe sănătate. Și e trist pentru că majoritatea de la noi în România sunt acoperiți la ochi, adică nu își fac meseria, bă, nu își face meseria, înțelegi? Aia e la noi. Și mai ales poliția locală, din ceea ce am văzut eu și normal, în toată România, poliția cea mai coruptă. N-ai ce să-i faci la noi, deci. Și chiar aș vrea să explic domnilor care activiști, care chiar încearcă să-și facă treaba, că numai la noi în România se întâmplă chestii care lasă și așa mai departe și vezi, doamne, că nu știu cum și nu știu cum. Deci noi trebuie să acționăm foarte foarte, foarte rapid. Deci ceea ce faceți, domnilor activiști, ar trebui cam toată România, cam toți să se dea cu dumneavoastră, toți ar trebui să facă ceva, pentru că uite așa, 30 de ani de zile nu s-a făcut nimica și s-a furat la greu, dar foarte la greu. Nu se respectă regulamente, nu se respectă regulile, nu se... Deci, practic, te înțelegeți, suntem așa. Acum să vedem și noi ce... Nu.
am aici o livrare, mă scum, iau niște marfă și continui discuția. V-am spus, deci foarte interesant e că avem instituții care să protejeze cetățeanul și nu se respectă drepturile omului, garda de mediu, nu-și fac meseria la noi, deci e ceva de plâns, ceva de vers, Doamne, știi? E de plâns, nu de râs. Da, și ați văzut, și încă o dată, domnul Gianni și domnul de la activiști care ați fost la Comuna Plăgești, am văzut clipul puțin, că să-l mai vizionez după ce și fac acest material. Chiar m-a bucurat faptul că dumneavoastră chiar ați fost și ați ați văzut ce e la Comuna Plăgești. Și sunt foarte multe, că nu aruncă gunoi cum trebuie, nu asfaltează drumurile cum trebuie, nu avem apă potabilă, nu avem... Deci ce vă spun este foarte... Și am și niște filmări și o să vi le transmit despre Comuna Plăgești. Chiar dacă aproape că mi-am luat bătaie în Plăgești, că filmam și făceam niște chestii acum 2 ani de zile și așa mai departe, cu domnul primar și așa chestii de care... Și vreau să... Încă vreau să vă mulțumesc și nu mi-e frică că vezi tu, Doamne, că nu am trăs că primarul și așa mai departe și cu alții de acolo, nu mi-e frică de nimic, pentru că eu trăiesc în Canada de 15 ani de zile și chiar nu mi-este teamă de niciun infractor, pentru că trăind aici în Canada, eu cunosc legislația, nu că zic că cunosc, Doamne, legile, dar eu, în primul rând, aici în Canada, nu mi-e teamă că noi suntem aici așa protejați prin lege, discriminare și așa mai departe. Deci, eu nu pot aici să mă duc să mă iau de dumneata pe stradă, că de ce filmez. Eu nu pot să mă duc aici, uite, de exemplu, acum sunt într-o proprietate privată. Stau aici în cabine. Probabil n-aș avea voie să filmez, dar nu mă duc să filmez oamenii de aici, din acest depozit, da? Dacă dați dumneavoastră. Și nu pentru că n-ară. Eu mă filmez pe mine singur, aici uite-mi de drum la... Mulțumesc frumos, thank you. Putem ieși și noi, ciao. Hai să mergem, la revedere, face frumos. Așa, și vreau să zic că sunt în tipul serviciului și nu vreau să chiar să fiu arogant, pentru că aici n-am venit să filmez pe ei, aici este să mă filmez pe mine și să filmez afară, în afara acestui companii. Aici problema este să mă filmez, simt să vă spun dumneavoastră, domnule Geană, domnule activist buzoian, vă mulțumesc încă o dată și vă, Dumnezeu să vă dea multă sănătate și cred că ar fi cazul să când mai prins jobila mă la oricând în România să vă dau o donație ceva să, și dumneavoastră, că dumneavoastră vă meritați să vă câștigați pâinea cinstit, pentru că dumneavoastră o câștigați cinstit și meritați să fiți plătit prin Patreon. Nu e o rușine, nu este o rușine jenantă, pentru că în dumneavoastră lucrați și oricine lucrează și este activist ar trebui să fie plătit, practic. Că dumneavoastră faceți un serviciu, da? Uitați-vă ce drumă. Un serviciu în numele cetățeanului, care ăștia habar n-au. Și dacă nu erați dumneavoastră și mergeți, asta n-ar mai face nimica, știți? Și apropo, cu Comuna Plăgești, județul Vaslui. De unde sunt vedete, Vulpița cu Viorel, așa. Eu locuiesc chiar în centrul localității, acolo. Și puțin mai la vale de primărie, pe drumul de... Era un drum de piață, așa că nu știu când, l-a asfaltat acum 2 ani de zile. Nu știu când ați spus, când ați spus dumneavoastră în Plăgești. Dar să știți că este foarte... Foarte, foarte, foarte bine că ați fost și... Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să aveți cele mai frumoase bucurii care... Cum să vă explic? N-am cuvinte. N-am cuvinte să vă explic, să stea acesta cu camionul. Cât de bucuros sunt că dumneavoastră ați fost la mine la Plăgești și puteți să mai mergeți oricând. Uite, eu în vară vin acasă în România. Dacă mă ajută Dumnezeu, am casă la Plăgești acolo. Am făcut o bucățică de casă. Și chiar nu mi-e frică de domnul primar, care a fost primar de
de atâția ani de zile. Și domnul primar Alec Chirilă, domnul, să vă spun adevărul, că dacă toți suntem acum pe asta, are să vă spun brâza. Domnul primar, la județul Vaslui, are ferme de vaci. Ferme, adică ferme de vaci, de ustâne, de oi, combine, tractoare. Dar dumnealui a fost, zic dumnealui, că nu, dânsul a fost președintele CAP-ului din Blăgești. Înainte de 89, deci președintele unui CAP-ul n-a fost. După ce s-a dat comunismul jos, când a căzut, s-a desfințat CAP-ul, el a vândut și a scos la licitație exact tot și când a devenit primar. Deci tractoare, combini, ce a avut, camioane, secția de tractoare a lui, deci tot ce a aparținut colectivului CAP-ului, așa, a statului, a devenit proprietate privată al domnul primar din Brăgești. Acum să vă spun sincer, știți, bă frate, n-am nimic cu... Dacă zic că a devenit proprietate, poate domnul primar le-a cumpărat legal, dar dacă zic și îl deranjează că am zis că sunt ale lui, care-i toată faza? De ce, bă, de ce îl deranjează când zic că au aceste, cum să vă explic, dar de ce? De ce se umflă în pene domnul primar, ori alții de acolo la Blăgești, toți doamnelor, doar să plătim din banii publici, plătim taxe și astea, că dacă zic, domnule, că a cumpărat de la CAP-ul tractoare și combine, are ceva, are vreo ceva de ascuns domnul primar, de nu lasă, de nu vrea să facă public asemenea afirmații, Doamne ferește. Păi dacă a avut bani și l-a cumpărat, și l-a cumpărat omul, știi? Și sunt multe alte chestii care am auzit prin sat, dar o să le fac într-un alt material, dacă doriți, vreau, domnule Geană, și astea eu să vă mai dau multe detalii despre domnul, domnul de acolo. Și dacă dau și detalii, nu spun minciunșe de astea. Cam asta am vrut să vă, vreau să vă mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să vă dea multă, 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 foarte multă sănătate. Foarte multă sănătate, pentru că dumneavoastră chiar v-ați făcut meseria și îmi place foarte mult că chiar ați mers la Blăgești și să mă mergeți în continuare și vă susțin și vă urmăresc pe YouTube toate filmulețele de azi încolo. Chiar am dat peste dumneavoastră pe YouTube acum câteva zile, știi? Și, bă, uite, mamă, câte vreau să buzean. Urmăream pe la Timișorean, dar nu prea are multe filmulețe și acum vă urmăresc pe dumneavoastră. Dragii mei, încă o dată, să Dumnezeu să vă dea sănătate. Trăiască activistul buzoian!